My heart goes up, my heart goes down. We fall in love, then we fall back out. I'll give you anything you want, anything you want. I said anything, anything, just don't tell me no. You stop it still, then you make it rush. You're like a pill that I just can't trust. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You never stop this way. It's all too much. I think I must be bad to give you everything I had. Everything I had. Everything, everything, but it's still bad, bad. Well, I tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. Stop this way. Maria! Hua! Începem cu ea să vedem cine se oferă. Ia. Eram la un pas. Merge... Da, voluntariat. Mergem pe voluntariat. Era la un pas, da. Să te ofer? Eram la un pas să zic pe că buton. Este momentul perfect. Atât mai trebuie. Atât. Și ce crezi că i-a lipsit? După experiența lui Smiley de dansator profesionist, așteptam un... You better stop! Un sincron de la mișto, cum ai făcut tu pe vremuri când erai mai tânăr. Asta era, da? Ceea ce lipsea acest moment. Mă, nu te-ai implicat total. Cam ce? Hai, păi să vă arăt. Ce ai fi vrut, deci, să faci? Deci eu aș fi vrut să stea fetele. You better stop. Și vorba aia au ce să. Păi nu, vino aici în față ca să nu... Deci, fetelor, noi suntem voi, practic. Da. Da. Și să stai așa? Da. Da. Așa. You better stop de... Păi arată, deci, mâna așa, atenție, coapsa. You better stop this fight. Horea, suntem în 2000. Hai. You better stop that. Am înțeles. Ia, era. Trebuie. Uite. E... Trebuie și... să precizez. Horea Brenciu a fost Maria și Smiley a fost Izabela. Maria, da. Da. Deci atât ai avut să ai un moment perfect. Da, da. Să nu se mai întâmple. Deci a fost o lecție de antrenorat. Horea, suntem antrenori. În 2023, se dansează altfel acum. Și tu cu cine ai merge? Cu Brenciu sau cu Smiley? Iartă-mă, cu Maria sau cu Izabela? Zici? Zici? Ia, hai. Nu știu. Nu știu, sincer. Teo. Onest... Nu, minte-ne, 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 nu, onest e foarte greu de ales de aici,
dar probabil că eu tot după inima mea aș merge și aș rămâne la Izabela. Na, e... Am înțeles. E o dragoste mai veche. Am înțeles, deci ai uitat de Brânciu. N-am cum să uit că da. Mă bântuie aici. Da, îi aduce aminte tot timpul. Bun. Îi suflă în ureche în continuu. Tudor. Mie mi s-a părut un moment destul de cumințel. Problema a fost că am simțit cam tot cântecul că este la același nivel. Adică el nu a crescut, nu a coborât, a fost la un nivel de intensitate, de optimism acolo. Și mă așteptam să fie puțin mai mult din voi în cântecul ăsta. Mi s-a părut cumva un cântec executat, nu neapărat un cântec cântat. Mie, momentul mi-a plăcut. Momentul a fost unul energic, pe mine mă dor pămeții pentru că am zâmbit tot momentul, eram foarte atentă la ce se întâmplă și cred că asta e un lucru bun, deci, nu? Deci tu nu te-ai gândit ca Horia la imperfecțiune, la cea mică imperfecțiune de final? Nu, eu... da. Nu, eu da. Da, eu nu. Da, de ce nu? Da. Ai avea, nu știu... Recomandare? Stânga, dreapta, sus, jos? Cred că Izabela mi se pare mai... are o voce mai deschisă. Am înțeles. Smiley. Dragilor, arătați superb și ați cântat foarte frumos. Îmi place mult ce v-a ieșit. Într-adevăr, cântecul nu are prea multe suișuri și coborușuri, așa că, na, e cam am asta e povestea. Am avut stopuri la trupă, a fost foarte frumos. Stop this flame! Yes, of course. Adică nouă ne-a plăcut, noi care suntem dansatori profesioniști. Aia a fost mai mult trecere de cale ferată, din barieră la trecere de cale ferată, că era câmpie. Mie adică eu, care am ascultat de multe ori, am făcut foarte bine diferența între voci. În definitiv, mie îmi revine decizia asta și este foarte finală. Bine că e așa. Da. Și zic, decizia lui Smiley este... Ce faci, mă? <spăcă asta? laughs> Ce faci, mă? Voi merge mai departe la Vocea României cu Izabela. Aplauze pentru Izabela! Am plecat mai departe cu Izabela din duetul ăsta pentru că mi se pare că Izabela e mai versatilă și mai puternică și are niște floricele speciale și are o joacă în voce care mie îmi place foarte mult la orice cântăreț. Decizia antrenorilor este... Aplauze pentru Maria! Thank you! Thank you! Mulțumim frumos! Thank you! Din păcate, pentru ea, Vocea României se cheie aici. I'm so sorry.